Urmând tradiției începută încă de la înființarea Episcopiei Severinului și Strehaiei, corul Chinonia a dus și în acest an vestea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos în comunitățile din cuprinsul eparhiei. Seara trecută s-au bucurat de frumoasele colinde credincioșii din parohia Obârșia de Câmp, județul Mehedinți. Bună dimineața la mare și joiul Tatăl la Concertul susținut de corul Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei a început cu seria de colinde psaltice. Au urmat apoi colindele tradiționale din nordul județului Mehedinți, dar și din Ardeal. Părintele paroh Daniel Răcaru, de la parohia Obârșia de Câmp, i-a îndemnat pe cei prezenți să învețe pe copii colindele tradiționale românești. Fără Hristos nu se face nimic în viața aceasta. Dacă noi învățăm copiii noștri să aibă cuvântul lui Hristos și să învețe ce înseamnă colind, să învețe ce înseamnă tradiție, vom duce mai departe ceea ce ne-au învățat bunicii noștri, bucuria de a colinda. Mi-am adus aminte de tinerețe, în sensul când eram la seminar și aveam aceleași colinde. Astăzi sunt mult mai evoluate, mai perfecționate, armonizate foarte frumos, mi-au plăcut. Și ar fi frumos ca în fiecare parohie de la Câmpie să mai fie corul acesta, să viziteze în postul nașterii Mântuitorului. În seara aceasta am primit vizita corului Chinonia, care ne-a încântat cu un program frumos de colinde. A fost o bucurie pentru noi să îi avem pentru prima dată la noi în comună, de aceea și așteptăm în fiecare an. Credincioșii parohiei Obârșia de Câmp au rămas impresionați de frumoasele colinde primite în biserica lor. În seara aceasta am avut plăcerea de a asculta corul Chinonia, corul reprezentativ al Mehedințiului, un cor deosebit. Ne bucurăm că au venit și așteptăm în fiecare an, sperăm de acum încolo să fie o tradiție, ca în decembrie să vină în parohia Obârșia de Câmp, alături de preotul paroh Daniel Răcaru, care cu smerenie încearcă să facă lucruri deosebite pentru această parohie. Se vede implicarea, se vede munca, se văd repetițiile și se vede mai ales dragostea cu care cântați. Următorul concert de colinde va fi susținut de corul Chinonia duminică seara la drobeta Turnu Severin,